borcane pe care vreau să le spăl de o lună și nu am cu ce. Bidoane umplute cu apă de ploaie. Aici apă de ploaie pusă în bidoane la fel. Se vede culoarea apei. Aici sunt găletile cu apă de ploaie, butoiul, o oală, nu s-a umplut. Aici, uitați cum stăm cu găletile, cu apă de ploaie, în ce hal arată. Aici, bidoane goale, pe care așteptăm să le umplem cu apa de la pompă care nu mai vine. Vase nespălate, astea încă sunt puține, că am fost la fântână și le-am spălat acolo. Aici alte trei găleți, lighean, cu apă de ploaie. În aceste condiții trăim în secolul 21, cetățenii ai comunei Slabu. Ai satului Slabu, comuna Păcureți.